Pentru cei care au venit pentru primul an, studenții la Universitatea de Stat Moldova, vreau să le spun bine ați venit la Alma Mater, Universitatea de Stat din Moldova. Pentru studenții din anii 2-3, vă felicit cu începutul noului an de studii. Emoțiile ne domină la începutul anului de studii, așa cum de fiecare dată, împreună cu colegii, cu profesorii, cu studenții. Noastră urmăriți lucrurile, vedeți care sunt provocările cu care ne confruntăm, vedeți cât de repede se schimbă viața noastră și pentru ca să reușim să înțelegem și să luăm decizii corecte pentru noi și pentru generațiile viitoare, e nevoie de informație obiectivă. Cred că cel mai important lucru pentru dumneavoastră, dacă vreți să fiți jurnaliști buni și noi tare vrem să avem jurnaliști buni, în special aici în Republica Moldova, dar și peste tot în lume, este să cunoașteți că cel mai important lucru este să informați oamenii corect. Ca să informați oamenii corect, înseamnă să munciți foarte mult. Înseamnă să vă documentați de multe surse, pentru că aceste tehnici de dezinformare devin foarte sofisticate, uneori și pentru oamenii informați, pentru oamenii care înțeleg care sunt capcanele dezinformării, este greu să înțelegi dacă informația, dacă știrea este adevărată sau nu. Stimați studenți bobocei, orice entitate instituțională, precum este Universitatea de Stat din Moldova, există și dăinuie prin intermediul oamenilor care au stat la temelia acesteia. Și aici, în primele rânduri, mă uit, îi văd pe cei mai mulți dintre colegii mei. Pentru foarte mulți am fost și eu, la un moment dat, discipolă, cu care veți interacționa, stimați studenți, pe parcursul următorilor ani de studii, 3, 5, câți ori fi la număr, în funcție de alegerile dumneavoastră, dar care sunt sigură că vă vor transmite tot ce au ei mai bun. Cunoștințe, ani în spate, experiență și, nu în ultimul rând, acele calități frumoase, omenești, pe care sunt sigură veți fi frumos impresionați. Thank you.